abia așteptam să joc. Mă rugam de tata mereu să mă bage să joc și cred că am jucat chiar la o categorie mai mare pentru că noi erau copii de vârsta mea. Mereu mi-am dorit să ajung în Noua Zeelandă să joc rugby și s-a întâmplat. Noi am luat-o ca pe o înfrângere. Da? Da. Păi eram obișnuiți să câștigăm, dar na, ne-am făcut bine într-un fel. La Plopeni, unde avem casă, toți copiii practicau rugby și noi ne jucam rugby pe stradă, nu jucam fotbal sau ceva. Îmi spuneau băieții, îmi spunea lumea că sunt mai mic și m-au ambiționat, ca să zic așa, să merg la sală, să mai pun puțină masă pe mine. Păi eu trebuia să merg la Timișoara chiar după ce terminam bacul, dar am vrut să încerc în Franța și am luat primul meu cartonaș galben din viața mea. Da? Da. Chiar și Vlaicu a avut încredere în mine și m-a lăsat. Dar după ce am ratat, nu m-a mai lăsat. Nu am lovit-o chiar foarte bine mingea, nu știu, mi-a tremurat piciorul. Mă motivează și mai mult și mi-arată că sunt pe drumul cel bun și să continui să muncesc mai mult. Ce nu îți place la jocul de rugby?